Un incendiu puternic a izbucnit joi seara la o casă din Sighetul Silvaniei. În urma incendiului, o persoană de 83 de ani a suferit arsuri, fiind transportată la spital. Joi după masă, detașamentul de pompieri Zalău și SVSU Sărmășag au fost solicitate să intervină la un incendiu la o casă în localitatea Sighetul Silvaniei. Potrivit pompierilor care au intervenit la fața locului în urma accidentului, o femeie de 83 de ani a suferit arsuri la față și mâini, ea fiind asistată de către echipajul SMURT Sărmășag și un echipaj al ambulanței cu medic. Persoana a fost transportată ulterior la UPU SMURT Zalău. Din primele evaluări, au ars aproximativ 100 metri pătrați din acoperiș. Cauza probabilă de incendiu este în curs de stabilire.